Multe voci s-au avântat să atace dur biserica, considerând că este unul dintre principalele motive de extindere a actualei pandemii, tot așa cum a existat un număr redus de credincioși care au susținut că, dacă avem credință, putem să nu ținem cont de normele impuse pentru stabilirea actualei pandemii, căci credința noastră ne-ar apăra de orice rău. Evident, toate bisericile și, în primul rând, Patriarhia Română s-au manifestat cu maximă claritate. Credința este în sufletul nostru, iar marii sfinți, asceții și mai nou toți cei care au suferit în închisorile comuniste ca pedeapsă tocmai pentru credința lor, au trăit cu Dumnezeu în suflet și au trăit profund, poate chiar mai profund decât oricine altcineva, taina marilor sărbători creștine. În vremuri de restriște, adevărații credincioși îl poartă pe Dumnezeu în suflet, indiferent de opreliștile politice, sociale sau medicale. Este minunat să participăm la slujba din biserică, dar cel mai important este să păstrăm credința și biserica în sufletul nostru, fie că putem urmări slujba din biserică, în lăcașurile de cult, așa cum o facem în vremuri normale sau de acasă, ca acum, importantă este măsura în care cuvântul lui Dumnezeu ne pătrunde mintea, cugetul și întreaga ființă. Ne pregătim acum pentru cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, fie că vorbim de ortodoxi, catolici, greco-catolici sau reformați. Chiar dacă unii serbează Paștele acum, în această duminică, în 12 aprilie, iar alții, duminica viitoare, în 19 aprilie, pentru toți creștinii, sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai importantă sărbătoare. Și din și prin credință, fiecare dintre noi renaște mai pur și mai puternic. Nu contează de unde luăm lumină, la modul fizic, cum aprindem lumânarea pascală. Importantă este credința din sufletul nostru, atunci când se face lumină, retrăind la modul cel mai profund crezul sau simbolul credinței, mărturisind cu tărie, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al văzutelor tuturor și al nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, din care toate s-au făcut. De Paște reaprindem lumina credinței noastre și nu o flacără fizică a unei lumânări, care este doar simbolul văzut al mărturisirii credinței din sufletul nostru. De aceea nu este atât de important unde aprindem lumânarea și nici cum. Importantă este lumina care se reaprinde în sufletul nostru, mai vie și mai puternică. Sigur că această reaprindere a luminii, a credinței noastre, se realizează în comuniune, în credința comună a întregii obști, a bisericii, căci biserica nu este în primul rând biserica din lemn sau din piatră, ea este în primul rând obștea drept credincioșilor. Locul lor normal este, firesc, de Paște în biserica zidită, dar dacă acest lucru nu este posibil, ei, altfel spus, biserica, trăiesc taina reînvierii în sufletul lor și o trăiesc cu atât mai profund cu cât soarta le stă împotrivă, însă doar dacă credința le este puternică. Greutățile și opreliștile îi întăresc pe cei cu credința puternică, pe cei care cred din adâncul ființei lor, dar greutățile și opreliștile le creează probleme celor pentru care credința riscă să devină o obișnuință, pentru care chiar și taina acestei profunde sărbători creștine riscă să rămână doar un praznic de familie. Pentru a le înlesni calea spre înțelegere și celor care ezită în fața acestei reale încercări, părintele Necula a recurs la două imagini din Evanghelie. Dimineața învierii le prinde pe femeile mironosițe alergând la groapă. Maria Magdalena se întâlnește cu Hristos, dar
îl confundă cu grădinarul. După aceea aleargă la mormânt, văd mormântul gol, piatra prăvălită și apoi se întâlnesc cu îngerul care le încurajează. Cealaltă imagine invocată este cea a apostolilor, care stăteau ascunși, închiși în casă, de frică, și unora și altora Dumnezeu li se arată fără să le judece poziția și, mai cu seamă, celor din urmă, apostolilor, Dumnezeu, când le intră pe ușile sigilate de frică, ajungând în mijlocul lor, le spune: pace vouă, pacea mea vă dau vouă, nu cum vă dă lumea pace. Și, tot atunci, așa cum sublinează părintele Necula, Iisus îi trimite în lume să ducă unul dintre cele mai puternice mesaje, iertarea. Biserica trebuie să fie un izvor de iertare, de iertare absolută, să nu-și caute dreptatea, căci dreptatea bisericii și a omului creștin e Hristos. Iar acum, pe de o parte, noi mergem spre Hristos să-L vedem ca înviat, iar pe de altă parte, Hristos vine spre noi să-L vedem. Paștele este într-adevăr sărbătoarea reînvierii și a iertării și, mai mult ca oricând, ar trebui să trăim în toată profunzimea ei rugăciunea Tatăl nostru și mai ales cuvintele: și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și poate vom reuși să depășim mai ușor toate fracturile sociale, politice, de grup, toate feluritele interese care au fracturat an de an tot mai adânc întreaga noastră societate. Iar această fracturare profundă nu este o încercare mai ușor de trecut, mai ușor de depășit decât actuala criză medicală, care se va transforma în curând și într-o veritabilă criză economică, poate și financiară. Dar uniți, nu dezbinați, vom reuși să depășim toate aceste cumpene, toate aceste încercări. Acum să trăim însă minunea învierii, cu adevărată reînviere a credinței și a sufletului nostru, regăsindu-ne încrederea, dragostea și iertarea față de aproapele nostru. Pentru că latura esențială a sărbătorii pascale nu o constituie praznicul, nici măcar mersul la slujba învierii, ci adevărata reînviere a credinței din sufletul nostru, în comuniune cu întreaga obște a drept credincioșilor, în profundă iubire creștină și cu iertare necondiționată. Mai e puțin și vom putea cânta cu toții: Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând. Și nu trebuie să uităm că moartea cea mai cruntă este cea în care ne pierdem credința și puterea de a ierta.